Pădurea din apropierea comunei Carpen se întinde pe o suprafață de 65 de hectare, care este împărțită între 160 de proprietari. Numai că localnicii nu și-au pus la punct actele care atestă dreptul lor asupra pădurii, prin urmare nu au încheiat contracte de pază cu ocolul silvic. Așa că oamenii nu au dreptul să taie lemne din propria lor pădure și nici nu se pot apăra de hoții care au început să-și facă de cap. Se fac tăieri nelegale, în care abuzează de forță și de putere, că nu putem să o păzim, fiindcă această pădure mai cuprinde și oameni bătrâni în vârstă de la 70 de ani, 80 de ani. Și nu au posibilitatea să o păzim. În funcție cu, cum să vă spun eu dumneavoastră, împreună cu Consiliul de la Primărie, ne-am desăinuit ca pădurea să fie păzită de noi. Dar în cele din urmă, un an de zile, am făcut față la aceste jafuri foarte distrugătoare și am prins o grămadă de hoți pe care organele de poliție și au fost amendați, le-au făcut dosare penale care nu știu unde s-au oprit aceste dosare, că nu au ajuns, dar în urma acestor amenzi și hoții de lemn, material lemnos, în continuare fac aceste ravagii. Eu n-am putut să tai un lemn asta toamnă. Să mă duc să fac și o focul. Am tăiat după în grădină ce am mai avut. Că bani nu am să cumpăr. Aveți titlul de proprietate pe această pădure sau sunteți moștenitor? Cum e? Păi e titlul pe numele lui tata. Dar dacă tata nu mai are copii decât eu sunt, nu sunt moștenitor. V-ați gândit să vă faceți un contract cu ocolul silvic să vină să vă păzească? Am vorbit la primărie cu cu brigadierul și cu pădurarii și a zis că să vie să alinieze, nu știu eu ce a zis ei să facă. Am dat 6 milioane pe lemn și acum mă zui chiar la o vecinul meu și iau bălegarul aluia din grădină să ghiscot fetele din iarnă cu lemne, că eu nu sunt capabilă să mă duc să-mi tai o căruță de lemne din luncă. Autoritățile spun că în lipsa unor reglementări clare nu se poate interveni. Odată cu apariția noii legi, proprietarii trebuie să încredințeze pază. Pază, noi am avut o pază comunală pe niște băieți de aici din sat, unii oameni i-au plătit, alții nu i-au plătit. Dar poliția nu a fost de acord să fie pază, trebuie să încredințăm la ocolul silvic. Nu toți cetățenii înțeleg ca să încredințeze paza către ocolul silvic, trebuie depus o cerere cu titlu de proprietate. Nu au dezbătute taxele de succesiune, nu sunt proprietari de drept, sunt prin diferiți moștenitori. Și ocolul silvic nu ia în calcul aceasta. La ocol nu am avut nicio solicitare de la niciun cetățean pentru încheierea unui astfel de contract. Deci despre asta este vorba. Iar noi, direcția silvică, personalul silvic din cadrul direcției silvice și a ocoalilor din subordinea direcției silvice, nu au competență, nu au dreptul și nu au competența de a constata fapte ilegale pentru tăieri ilegale de arbori. Nu, asta e adevărat. Deci noi nu avem competență de a aplica sancțiuni acolo, unde nu administrăm noi. Ori pe bază de contract, ori fondul forestier public, cum îl avem. Deci noi putem administra fondul forestier, sau nu putem, administrăm fondul forestier proprietate publică a statului și putem administra pe bază de contracte la cererea proprietății beneficiarului, putem administra și fondul forestier privat. Dacă situația din comună nu se va schimba și oamenii nu-și vor încheia contracte cu ocolul silvic, pădurea din comuna Carpen are toate șansele să aibă aceeași soartă ca la apele vii.